Ești o fire singuratică, tinzi să te izolezi de părinți, de frați, surori, de soț, soții, de copii, de prieteni, de alți oameni. Îți găsești confortul în singurătate, din pricina că nu poți confrunta anumite situații, conflicte. Vreau să-ți spun că asta îți va aduce pericole extrem de grave. Consecințe extrem de grave îți poate aduce izolarea aceasta. Rămâi aici să asculți acest video. Eu sunt pastorul Vasile Filat, păstorez Biserica Buna Vestire din Chișinău și răspund la întrebările oamenilor care doresc să-L cunoască pe Dumnezeu, dar nu au o posibilitate să vină la biserica pe care o păstoresc sau nu au în area lor o biserică, un pastor care să le poată răspunde la întrebările lor și să le răspundă din Biblie. Iată întrebarea pe care am primit-o. Bună seara! Răspundeți-mi, vă rog, la o întrebare, dacă știți. Este păcat să rupi legătura cu părinții sau oricine, dacă ți este incomod să le mai vorbești? Eu sunt o fire singuratică și tata crede că e o prostie. Totuși, eu în singurătate îmi găsesc liniștea. Eu vreau să comunic rar cu tatăl meu, pentru că simt că ar vrea să fac cam ce vrea el. Mulțumesc mult! Deci presupun că scrisoarea aceasta vine de la un adolescent și tare, tare mult mă bucur că adolescenți, copii, tot mai mult adolescenți și copii au început să urmărească acest canal al meu și alte rețele de socializare unde vin și dau învățătură din Cuvântul lui Dumnezeu. Și voi aprecia mult dacă veți da un like, dacă veți distribui acest video ca să-l poată vedea și mai mulți adolescenți și mai mulți oameni de diferite vârste, ca să-l poată vedea cei care au tendința să se izoleze, pentru că poate prin acest video îi ajut să conștientizeze pericolul și să oprească procesul acesta, să înceapă să comunice ca să aibă bucurie, fericire, sănătate și să-și trăiască viața împliniți. Și primul lucru pe care vreau să-l înțelegeți, că satana, vrăjmașul sufletelor omenești, indiferent că oamenii cred în existența lui sau nu cred în existența lui, el vrea ca oamenii să se izoleze. Pentru că atunci când ei sunt izolați, atunci ei devin victime ușoare. Iată, într-un loc în epistola Sfântului Petru, în prima lui epistolă, el scrie așa: fiți treji și vegheați, căci potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu, căutând pe cine să înghită. Dumneavoastră, ați văzut vreodată cum leu dă târcoale, leii dau târcoale? Deci leii, știți că ei au pride-ul cel al lor, un leu și mai multe leoaici. Și leoaicile de obicei vânează. Și atunci când vânează, ei vin lângă cereada aceea de bivol sau de alte animale și îi fac un cerc și îi dau cercuri. Și ați văzut, cereada merge foarte strânsă, ei merg împreună, nu se izolează. Este destul unul neatent, puțin să rămână urmă de cereadă sau puțin să o ia înainte de cereadă, puțin să o ia într-o parte sau în alta. Și atunci lei imediat îl și prind, îl atacă, îl devoră, îl omoră, îl mănâncă acolo. Exact așa vrea satana. Satana vrea ca omul să se izoleze și atunci când se izolează, el este o victimă ușoară. Atunci satana începe să-i alimenteze mintea cu gânduri rele, cu gânduri de sinucidere și așa mai departe. Apropo, nu știu dacă ați observat dumneavoastră, dar în ultima vreme numărul celor care sunt afectați de boli mentale este într-o continuă creștere. Iată, eu sunt pastor, foarte mulți oameni se adresează și eu mă îngrozesc când văd ce de tare crește numărul acestor oameni. Și una din boli larg răspândite este schizofrenia. Știți, în schizofrenie oamenii schimbă realitatea cu ceea ce este în imaginația lor. Lucrurile din imaginația lor devin realitate și realitatea nu mai contează pentru ei. Ei mai mult cred lucrurile din imaginația lor decât lucrurile din realitate. Acum, specialiștii credeau că una din simptomele schizofreniei este izolarea. Faptul că omul, din moment ce s-a îmbolnăvit de boala asta, el tinde să se izoleze. Dar alți cercetători au ajuns la concluzia că, de fapt, izolarea este o pricină. Este un motiv care duce la,
la schizofrenie, faptul că omul tinde să se izoleze, să stea izolat, să... și atunci, iată, atunci se începe lupta asta în minte, încep atacurile astea în minte. Dar vă zic, chiar dacă nu se ajunge la o boală mentală, totuși satana va alimenta mintea, va ridica în minte niște întărituri rele, niște lucruri rele, niște lucruri de autocondamnare sau altceva, care numai decât vor ajunge să-i facă rău omului. Acum, izolarea, dacă ea este temporară, sau mai drept vorbind, așa, o retragere temporară, ea poate face bine. Clar, drept vorbind, toți avem nevoie de așa un timp. Iată, Domnul Iisus obișnuia în fiecare zi să meargă undeva într-un loc liniștit și se ruga. Biblia ne spune despre Isaac, inclusiv atunci când i-au adus soția, când i-au adus-o pe Rebecca, zice, el era în câmp pentru că el obișnuia să iasă în câmp și să cugete. Și asta e bine, asta e foarte bun pentru noi, când căutăm un timp, un loc liniștit, unde noi puțin ne retragem și acolo noi gândim lucrurile. Dar atunci când noi ne izolăm, când devine izolarea mod de viață, atunci ai foarte periculos. Iată, și hai să mergem în Biblie, să privim un caz din Biblie. Eu am scris un curs intitulat Cum să fii fericit. Și am pus aici un subtitlu așa, când treci prin încercări și disperare. Deci cum să fii fericit când treci prin încercări și disperare. Este un studiu în Psalmul 37 și tocmai acum predau psalmul acesta în fiecare zi de miercuri la ora 8. Conduc un studiu biblic, lecții cu lecții, completăm. Dar iată, atunci când am studiat lecția despre mânie, despre ceea cum să învingi mânia și supărarea, că mânia este de diferite forme. Unii țipă, strigă, răcnesc, împroașcă, aruncă, sparg, așa fac unii la mânie. Alții nu, alții mânia o acumulează în inimă și ei se izolează pentru a da voie mâniei acestea să se alimenteze. Uite cum aici poate fi un adolescent care s-a mâniat pe părinții lui și el mânia și-o manifestă tocmai prin izolarea aceasta. Ieri am auzit despre cineva care zice că toată copilăria părintele îl bătea în cap, că vrea să aducă cele mai înalte note de la școală. Și copilul zice, a ajuns până acolo când era adolescent, că el știa, zice, când a fost o teză, ceva, o lucrare de control, un extemporar, ceva, zice, el a mers la cel din față și i-a ajutat și cel din față a luat nota maximă, dar el nu a scris nimic în mod intenționat, a lăsat gol, pentru că el era plin de mânie și mânia așa se manifesta. Mânia asta te poate provoca uneori. Cum ar fi în cazul acesta, mă tem că poate mânia să fie ceea care îl provoacă pe om să se separe și să stea singur, să se izoleze. Și iată, în izolarea aceasta, mânia ea va crește mai tare, numai decât îl va afecta mental, numai decât îi poate provoca stări extrem de grave. Hai să privim la un caz de izolare a unui om al lui Dumnezeu. Un om al lui Dumnezeu a ajuns într-o situație grea, într-o situație de disperare și l-a hotărât să se izoleze. Hai să vedem ce i-a spus Dumnezeu când el a luat hotărârea aceasta. La 1 Împărați, capitolul 19, de la versetul 1 până la 19, este relatată istoria lui Ilie. Știți că Ilie, el, într-o vreme de mare apostazie care era în poporul Israel, când împăratul Ahab, influențat de soția lui desfrânată și idolatră Izabela, el s-a dedat și el la idolatrie, la toate, și a pregonit pe prorocii Domnului. Iată, în vremea aceea, deci Ilie, știți că el a făcut o provocare. El i-a chemat pe toți prorocii Astartei și a Baalilor, a făcut cu ei un fel de concurs, așa, pe muntele cel la Carmel, unde Dumnezeu și-a manifestat puterea printr-o flacără de foc, care e un fulger, flacără de foc, care a mistuit jertfa lui Ilie, și el a crezut că tot poporul a văzut o biruință spirituală mare, o manifestare extraordinară a puterii lui Dumnezeu, crezând că prin aceasta, gata, vor crede și poporul, vor crede toți și gata, se vor întoarce toți la Dumnezeu. Dar n-a fost așa. Izabela, care era o femeie extrem de rea, ea a hotărât că îl omoară pe Ilie și Ahab nu zicea nimic, nu făcea nimic ca să-l protejeze. Și atunci, zice, Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie. Eu gata, citesc de la 1 Împărați 19. A spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți proroci. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecărui din ei, din prorocii cei al lui Baal și Astartei.
Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să-și scape viața. A ajuns la Beersheba, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. Gata. Deci nici măcar n-a mai vrut să mai fie și cu slujitorul. Avea un slujitor, cu slujitorul a mers până la Beersheba, după aceea a zis, nici pe tine nu mai vreau. Nici cu tine nu mai vreau să merg. Singur. Deci o izolare totală. Omul a vrut să se izoleze total. El s-a dus în pustie. Izolare în pustie. Chiar nu-i nimeni. Nu sunt oameni. Nu-i nimic. Deci unde după, cam după un drum de o zi, a șezut sub un ienupăr. Și dorea să moară. Gata. Uite-l. Uite-l aici. Primul. Prima consecință gravă, că atunci în izolarea aceasta i-a trecut gândul, dorea să moară. Deci asta nu-i departe de gândul suicidului. El dorea să moară. Nu și-a pus în gând să-și ia el viața singur. Dar foarte tare dorea să moară. Cei care ajung la gândul suicidului, tot prima dată doresc să moară. Zice, el dorea să moară zicând, destul, acum, Doamne, ia-mi sufletul, că și nu sunt mai bun decât părinții mei. Nu se mai vede vrednic de nimic. Zice, eu nu sunt mai bun decât, eu nu sunt bun. Cu alte cuvinte, el se vede ratat. Tot ce am făcut eu, n-am reușit nimic prin tot ce am făcut, eu sunt un ratat. Asta este efectul izolării. Gata, pornește izolarea. Și merg împreună. Vezi, deci el vrea să se izoleze pentru că se vede un ratat. Cum ar fi copilul ăsta acum în relația lui cu tatăl? El se vede un ratat, el vrea să se izoleze. El nu mai vede nicio perspectivă pentru viitor, inclusiv el nu mai vrea să trăiască, el nu mai are plăcere, bucurie de la viața pe care o trăiește. Așa, zice, s-a culcat și a dormit sub un ienupăr și iată, l-a atins un înger și i-a zis, scoală-te și mănâncă, îngerii vin la el, nu-l lasă Dumnezeu în singurătate, îi trimite îngerii. Venit îngerul, el zice, s-a uitat și la căpătăiul lui era o turtă coaptă cu niște pietre încălzite și un ulcior cu apă. Deci Dumnezeu i-a făcut un trit așa frumos acolo. I-a dat turte, apă, bea, a mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. Deci dormit într-o situație de asta, mâncarea i-a făcut bine, asta îi făceau bine. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și a zis, scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. S-a sculat, a mâncat și a băut și cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta, a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele Horeb. Și acolo Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului i-a vorbit astfel. Ce faci tu aici, Ilie? Întrebarea nu era că dorm, stau, mănânc ceva. Nu, 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 nu. De ce tu ești aici, Ilie? Locul tău nu este aici. Ce faci tu aici? Ce-i cu viața ta? Asta însemna. Ce este cu viața ta, Ilie? Ce faci tu aici? De ce ai venit tu aici? Și ascultă cum vorbește, el zice, eu am fost plin de râvnă pentru Domnul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfârmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Totul în trecut, tot ce s-a făcut este în trecut. El nu vede niciun viitor. Aia e efectul, uite-l, și efectul singurătății și toate care sunt. Că singurătatea nu mai intensifică toate efectele astea. Deci izolarea asta. Izolarea asta e din intensiv. El, m-am zis, se vede un ratat. El nu mai vede nimic, nicio lumină pentru viitor. Totul vede că a fost în trecut. Am fost. N-am reușit nimic în ceea ce am fost. Nu mai vreau să mai fac nimic. Nu mai vreau să mai fiu nimic. Și asta Dumnezeu vorbește cu el. Domnul a zis, ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră. Și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic, care despica munții și sfărâma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. După vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. Asta totul foarte impresionant. După cutremurul de pământ a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Și după foc a venit un susur blând și subțire. Când l-a auzit, Ilie și-a acoperit fața cu mantaua. A ieșit și a stat la gura peșterii. Și un glas i-a vorbit zicând, ce faci tu aici, Ilie? Din nou întrebare. Vedeți, Dumnezeu întreabă, ce faci tu? Ce faci tu? Interesant, Dumnezeu l-a lăsat în izolarea asta să meargă până la un anumit punct. A mers 40 de zile, a ajuns până la locul acela, că încă un lucru care este, vreau să fac un, m-am gândit să cumpăr un colac din oraș cu, împreună cu Lola, cu câinele nostru, vreau să filmez un video, să reveniți, o să-l pun pe canal aici. Vreau să explic ceva, că avem noi, moldovenii, avem un proverb despre câini cu colaci în coadă. Vreau să-i explic un adevăr important. Dar uite, lui i s-a părut că e bine că dacă se izolează, pleacă, omul așa mai vrea să se izoleze, părăsește locul unde este locul cu problemele, pleacă undeva unde el crede că îi vor fi rezolvate problemele. El nu înțelege că toate problemele le aduce după sine și ele încă sunt mult mai crescute. Și Dumnezeu spune, ce faci tu aici? Ce faci tu aici?
Deci Dumnezeu vrea să transforme perioada asta a lui de izolare într-o analiză. Și vreau să vă spun că atunci când omul s-a izolat și își face o analiză, s-a retras pentru o vreme și își face o analiză bună, asta îi va fi benefic. Dar dacă lipsește analiza aceasta, dacă omul se ia cu gândurile lui, și gândurile lui sunt foarte depresive, gândurile unui proroc aici, că eu nu mai sunt bun de nimic, nu mai este nimeni, deci în Israel nu mai sunt alții, Dumnezeu îi spune, nu, zice, mai am încă, am 7000 de proroci, îi spune mai departe, am oameni care, despre care tu nu știi. Dar toate gândurile astea l-au dus rău. L-au adus pe un proroc al lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-l lasă aici, Dumnezeu îi spune, ieși de aici, așa. Zice, Domnul i-a zis, du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustie până la Damasc. Și când vei ajunge să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei, deci gata, gata cu izolarea, înapoi. Merge înapoi la lucrarea pe care am pregătit-o eu pentru tine. Du-te și-l găsește pe Hazael, unge-l pe Hazael ca și împărat, apoi pe Jehu ca și împărat al lui Israel și așa mai departe, pe Elisei să-l ungi ca proroc în locul tău. Deci du-te și-ți fă lucru tot. Și spune și tu nu ești singur în Israel, mai am încă 7000 de bărbați care nu și-au plecat capul, nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal, așa căror gură nu l-au sărutat. Deci iată, el spune, eu mai am oameni, totul este bine, nu trebuie tu să mergi acolo. Dragul meu, ți arăt aici cu un om al lui Dumnezeu, un mare om al lui Dumnezeu, a avut o criză mare spirituală în viața lui când el a avut tendința să se izoleze. Și Dumnezeu parcă l-a lăsat, dar nu l-a lăsat. Dumnezeu l-a lăsat numai în măsura să se izoleze, numai în măsura în care să-și facă o analiză personală bună, după care să se întoarcă înapoi. Nu trebuie să rămână în izolare. Trebuie să vină înapoi, să-și facă slujba, să comunice cu oamenii. Dumnezeu ne-a creat ca să comunicăm cu El, să comunicăm cu ceilalți oameni. Izolarea este rea pentru noi, este rea pentru mintea noastră. Nu trebuie să fie lucrul acesta. De aceea, trebuie să știi că comunicarea este foarte necesară. Uite acum, dacă tot zici că te-ai izolat așa, că nu ai plăcere să vorbești nici cu părinții, nici cu tata, nici așa, ia în timpul ăsta de izolare care tu te retragi, ia-ți un carnețel. Și în carnețelul ăsta, puneți acolo, adresează-ți tu toate întrebările. De unde se trage conflictul meu cu mama? De unde se trage conflictul meu cu tata? În ce privință tatăl meu are dreptate? În ce privință mama mea are dreptate? În ce privință eu nu sunt ascultător și eu nu sunt supus? În ce privință eu trebuie să mă supun? Cum pot eu să zidesc o comunicare bună cu tatăl meu? Cum pot eu zide o comunicare bună cu mama mea? Și atunci când te-ai retras în camera ta sau te-ai retras undeva, dă-ți răspuns la întrebările astea. Ferește-te de alte lucruri, dă-ți răspuns la întrebările astea. Nu da voie ca satana să bage în mintea ta gânduri rele de izolare care te pot duce la aceea că să-ți urăști viața și nu dea Domnul să ajungi până acolo unde să-ți trăsnească prin cap și gânde suicid. Doamne ferește, nu accepta așa ceva. Cu privire la suicid, mai vreau să-ți spun încă o dată. Deci suicidul este extrem de periculos. Pentru că oamenii care vor să se sinucide, de obicei ajung în izolare. Ei se izolează, ei în sufletul lor, în mintea lor și atunci satana în izolarea asta, gata, le-a dat gândul. Și încă îi mai înșală satana crezând că dacă își vor lua viața, atunci ei vor ajunge la o stare sufletească bună. Pentru că izolarea asta nu le dă o stare bună, le dă o stare foarte tensionată, foarte grea stare. Atunci ei cred că așa își vor recăpăta bucuria, pacea, liniște. Mai că atunci când ei își iau viața, ei se trezesc în locuința morților, într-un chin groaznic, în loc groaznic, de unde ei nu pot ieși și nu se mai pot sinui, cum nu mai pot, mai pot comite încă o dată suicid, nu-și mai pot lua viața încă o dată ca să se întoarcă înapoi sau să treacă într-un loc bun. Aia e imposibil, de acolo nu mai pot schimba nimic. De aceea ferește-te, pentru că este extrem de periculos. Trebuie să înveți să... și ți-am zis, comunicarea este foarte importantă pentru sănătatea mentală. Foarte importantă pentru sănătatea noastră mentală. Noi atunci când comunicăm, creierul nostru se odihnește, se bucură, emoții. Noi avem emoțiile astea toate când comunicăm cu oamenii. Și atunci când zidim o comunicare bună, avem emoții bune, dar trebuie să învățăm în privința asta. Deci nu te izola. Invers, tendința aceasta ta de a te izola... transformă, întoarce-o, folosește-o tendința asta pentru a învăța cum să zidești relații. Exact acolo am spus în carnețelul acela, puneți întrebarea, cum voi zidi eu relații cu tatăl meu, cum voi zidi relații cu mama, cu frații, cu surorile și apoi începe să zidești relații. Nu pierde timpul, ci începe deodată a zidi relații. Și alt lucru care vreau să-ți spun și apropo,
Vreau să mă adresez aici și părinților. Tare aș vrea să mă audă părinți, dacă presupun că și unii părinți a căror copii au tendința să se izoleze și au pus căștile în urechi. Asta e extrem de periculos. Deci copiii își pun căștile în urechi și ascultă muzică și de multe ori muzica care o aud ei, muzica aceea are un mesaj foarte depresiv, foarte periculos mental. De altfel, satana se folosește tot mai de muzica aceea și tocmai acolo bagă mesaje despre care nici nu le trece prin cap părinților, ci mesaje ascultă ei. Și atunci, iată, prin muzica aceea le bagă în cap gândul suicidului, că acolo spune că vei fi liber, uite, te izolezi, te omori, îți iei viața și atunci tu atingi libertatea, atunci ajungi tu la libertatea adevărată. Așa, le bagă gânduri de astea în cap. Se folosește satana. De aceea, dacă îl vezi pe copilul tău așa, pune întrebări. Ce muzică asculți, tatăl, dragul tău? Dar despre ce este muzica? Nu te grăbi să condamni. Caută să înțelegi și să-l ajuți pe copilul acela să înțeleagă și el. Și numai decât discutați cu ei. În Biblie spune și voi părinților. Spune acolo copilor. Copii, ascultați de părinții voștri în Domnul, că ce este bine. Să iubești, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să ai multe zile pe pământ. Și apoi zice și voi, părinților, nu întărătați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Iată, părinții îi întărâtă la mânie atunci când nu se interesează de ei sau atunci când nu mai acuzați la adresa copilului. El n-are un cuvânt pentru copilul lui decât atunci când iarăși cu căștile pe urechi, scoate căștile este odată de urechi. Iar ești cu telefonul, iar nu ți-ai făcut lecțiile, iar te-ai îmbrăcat ca o haimăna, iar ești așa, ți-ai lăsat păr lung, ți-ai lăsat barbă, iar așa. Înțelegi? Copilul acela, toată comunicarea, normal, el nu mai vrea să comunice cu tine, pentru că toată comunicarea cu tine ca și părinte nu se reduce la nimic altceva decât la acuzații, dar nu ai rolul nostru de părinte, dragii mei. Ia uitează ce scrie aici, la 1 Timotei, capitolul 2, versetul 11, Apostolul Pavel spune despre relația care a avut-o cu creștinii din Tesalonic și el se compară pe sine cu un tată. Ia ascultați cum spune el. Zice, știți iarăși că am fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii lui. Cum anume ca un tată? Zice, vă sfătuiam, vă mângâiam și vă adevăream. Asta e rolul unui părinte, a unui tată, a unei mame. Nu să fie așa rece, așa apăsător, așa, nu trebuie așa. Trebuie să înveți să fii blând, să fii plăcut. Cu autoritate, vorbești cu autoritate, îi ceri copilului, dar îl convingi pe copilul tău ca să asculte, să înțeleagă copilul că ceea ce îi ceri tu este bine, îi face bine lui, îi vei face bine. Deci iată, așa trebuie să acționezi ca și părinte înțelept. Și atunci Dumnezeu îți va da multă izbândă în relația cu el. Deci spune ce, vă sfătuiam, să-l sfătuiesc, dragul tate, eu te sfătuiesc după ce ai pus întrebări. Cum e muzica asta? Dar despre ce e muzica asta? Dacă căștile este, dar ele nu fac bine, da? Uite așa, când intri în esență și dai sfaturi și lui să-i placă comunicarea aceea cu tine, să fie o comunicare plăcută, să nu fie, v-am zis, nu numai o comunicare care pur și simplu din start, numai când te vede pe tine, zice, iar o acuzație, iar vin acuzații, iar numai, să nu ajungă copilul tău în starea la copilașul ăsta care, adolescentul ăsta care mi-a scris, sau adolescenta asta care mi-a scris. Să nu ajungă, să nu vrei să ajungă copilul tău așa. Fii înțelept și nu fă asta. Acum, deci, mă adresez din nou adolescenților. Hai, faceți voi pasul vostru, faceți voi partea voastră, căutați voi, zidiți voi relații, povestiți-i voi tatălui, mai povestiți-i, spuneți-i tatălui, mamii, povestiți-i ce face, ascultați-l și voi pe tatăl, interesați-vă și voi despre tatăl vostru, despre mama voastră, cum a fost tatăl la dumneata la lucru, cum a fost mama la dumneata la lucru, cum la serviciu, ce probleme, cum să mă rog pentru tine, cu ce te-aș putea ajuta, ia fă așa, fă efort în loc să te duci să te izolezi, caută să zidești tu relații cu tatăl. Caută tu să zidești o relație frumoasă cu mama ta. Caută, fă tu efortul ăsta, fii înțeleaptă. Și Dumnezeu te va ajuta. Și încă o dată îți spun, nu te izola. Nici într-un caz nu te izola. Încă un lucru îți mai spun. Iată, eu vreau să te invit la Biserica Buna Vestire pe care o păstorez dacă ești în Chișinău. Să știi că aici avem niște tineri deosebiți. Avem foarte mulți tineri, adolescenți, copii avem. Și ei sunt oameni care îl iubesc pe Dumnezeu. Și în Biblie spune așa, fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.
Dacă ești în Chișinău, să știi că vei găsi la noi. Nu înseamnă că noi suntem unici. Sunt în Chișinău biserici bune, unde pastori buni dau învățături foarte frumoase. Posibil în orașul dumneavoastră, dacă nu puteți veni la Chișinău. În orașul dumneavoastră, cred că sunt biserici. Eu nu știu peste tot, dar în unele orașe știm. Trimiteți-mi un mesaj și vă vom ajuta să căutați, să găsiți o biserică unde este, unde va fi un pastor care să vă învețe din Cuvântul lui Dumnezeu. Dar scrieți-ne, trimiteți-ne mesajele astea și noi cu bucurie vă vom ajuta. Numai încă o dată vă spun, nu faceți greșeala de a merge în izolare. Izolarea asta este periculoasă. Feriți-vă de pericolele. Eu nu cred că am spus toate pericolele, dar cel puțin astea vreau să le punctez încă din nou. Izolarea asta te poate face foarte nefericit. Izolarea asta te poate duce la niște gânduri obsesive, te vor obseda niște gânduri rele, vei începe continuu să acuzi, să fii foarte nemulțumit de viață. Izolarea aceasta te poate duce la boli psihice, boli mentale, boli grave mentale. Izolarea aceasta te poate duce la schizofrenie, te poate duce la lucruri rele. Și bolile mentale sunt extrem de chinuitoare. Uitați-vă la oamenii din jur care sunt chinuiți de boli mentale. Nu vrei nici cum să ajungi acolo. Nu lăsa, nu admite izolarea aceasta în viața ta. Și alt lucru, izolarea te poate duce la suicid. Și suicidul, v-am zis, asta este pur și simplu te condamn pentru veșnicie. Nu vrei să ajungi nicăieri de acolo. De aceea, ferește de astfel de izolare. A te retrage pentru a-ți face o analiză nu este rău. Fiecare de noi are nevoie de un timp aparte, un timp când își face o analiză, când discute, când se roagă, când gândește și cugetă lucrurile, dar nici într-un caz nu ai nu accepta să mergi într-o izolare de aceea despre care am vorbit azi. Dumnezeu să te binecuvânteze și apropo, dacă tot am spus, predau cursul acesta în fiecare zi de miercuri la ora 7 seara. Te invit să studiem împreună acest curs din cartea, la 8 seara online. Trimite-mi un mesaj ca să-ți dau datele de contact, cum să te conectezi. De asemenea, dacă ai alte întrebări din Biblie, trimite-mi și cu bucurie îți voi răspunde. În perioada 12-18 august, băiatul nostru, David, care este lider de tineret la Biserica Bunăvestirea, împreună cu tinerii organizează o tabără unde vor studia un curs intitulat Cum într-o zi mă voi căsători. Și este o pregătire pentru căsătorii. O lecție specială acolo este despre comunicare, comunicarea care aduce bucurii, ții, împliniri, fericire și ții și alții și celor din jurul tău. Numai decât fă tot posibilul și mergi la tabăra aceea. Trimite-mi un mesaj și îți voi da toate informațiile necesare, cum poți ajunge la tabără, cum te poți bucura la tabăra aceasta. Dumnezeu să te binecuvânteze și să te ajute și nu uita, nu accepta nicicum autoizolarea. Nu accepta. Este periculoasă.